ați dat curs convocării noastre de astăzi. Vedeți că avem aici o zonă foarte poluată, să spunem așa. Foarte mulți cetățeni certați cu spiritul civic au împrăștiat diverse gunoaie. Vrem ca să încercăm astăzi, dacă nu reușim numai astăzi, o să continuăm și mâine și poimâine, să facem curățenie în această zonă și nu numai, și vis-a-vis și în alte locuri. Vreau ca să ne împărțim în câteva echipe. Noi, practic, zona Focșanilor avem dincolo de acest drum, dar partea asta, chiar dacă este Odobești, o facem tot noi, că lumea nu știe care e diferența de domeniul administrativ al celor două localități. Vreau să vă împărțiți în echipe, domnul director. Vă va împărți mănuși și saci, menajeri, da? Câți oameni sunt prezenți aici? Avem, vedeți? Nu? Facem echipe de câte 10. Da. Și începem, împărțim din partea aceea dinspre calea ferată. Vreau să avem până în partea cealaltă și o echipă peste drum aici. După ce finalizăm zona asta, mergem și pe poziții, da? Primar, activitatea asta e de fapt un fel de pălmuță așa dată celor care vin și aruncă și murdăresc toată... Da, îmi pare rău că trebuie să ajungem noi să facem niște lucruri care, din păcate, n-ar trebui să existe. Aceste fapte reprobabile ale tuturor cetățenilor care aruncă gunoaie pe această zonă, considerând că este o zonă a nimănui, de fapt este o zonă proprietate privată, în mare parte, și proprietarii au fost somați, am fost și noi ca primărie somați de către Garda de Mediu, chiar săptămâna trecută, în urma sesizărilor făcute tot de noi, și am decis ca împreună cu toți colegii din aparatul de specialitate al primăriei și din direcțiile subordonate să începem să facem această curățenie, o curățenie care cred eu că este binevenită și va continua pe tot teritoriul municipiului Focșani, în zonele unde sunt asemenea depozitări de gunoaie care nu ar trebui să existe. Dar spuneți-mi, vă rog, cum adică proprietate privată și vine lumea să facă curățenie pe zonă de proprietate privată? Nu mi se pare... Au fost identificați proprietari, au fost somați de către Garda de Mediu, am fost și noi somați și totodată și noi avem obligația să îi somăm. Din păcate aici este o chestiune care ține de teritorialitate. Noi aici, practic, nu avem... Este granița între administrativ Focșani și administrativ Odobești. Practic, zona care ne aparține nouă ca municipalitate ar fi până la indicatorul de ieșire din municipiul Focșani. De la acest indicator până la intersecția cu DN23 și drumul care merge spre Odobești este administrativ Odobești. Am purtat discuții și cu domnul primar al orașului Odobești, s-a arătat și dumnealui interesat, a colaborat foarte bine cu noi în ceea ce privește identificarea proprietarilor. Au fost somați, urmează să luăm toate măsurile. Din păcate, care însă... Care ar fi aceste măsuri pe care ați putea să le luați? Noi, ca poliție, noi cu poliția locală vom face monitorizarea acestei zone în permanență, vom instala camere de luat vederi astfel încât să identificăm pe cei care vin și aruncă mizerii în această zonă și nu numai, pe de o parte, iar pe de altă parte vom sesiza ori de câte ori este nevoie și fac un apel pe această cale la toți cetățenii care sesizează că sunt alți cetățeni care aruncă gunoaie să sesizeze poliția locală și Garda de Mediu pentru a interveni prompt și a-i sancționa pe cei certați cu legea. Da, dar proprietarii,
cei care ar trebui să se ocupe. Dar eu uite în ce hal arată această zonă, ce proprie carte de vizită proastă pentru cei care vin din alte județe, exact, sau din alte țări, exact, aici. Ei n-au niciun fel de obligații. Ba, și... sigur că da, au obligații, au fost somați, așa cum vă spuneam, de către Garda de Mediu, urmând ca în maxim 15 zile, dumnealor să facă curățenie. Dacă nu vor face curățenie, vor fi sancționați. Iată că noi am venit într-un fel și în sprijinul dumnealor. Dar noi n-am venit în sprijinul dumnealor, noi am venit în sprijinul naturii și a protecției mediului, pentru că vrem să protejăm mediul, vrem să ne protejăm pe noi și să nu lăsăm ca această imagine dezolantă la intrarea în municipiul Focșani să rămână pe retina oricărui călător. Spuneți-mă, cine sunt cei pe care i-ați rugat, că probabil că i-ați rugat, da, să vină să ajute la această curățenie? Deci sunt toți angajații primăriei, așa cum vă spuneam, și a instituțiilor subordonate primăriei. Este vorba despre Direcția de Dezvoltare în principal, Poliție Locală, avem Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, avem de la Corul Pastorala, avem de la Direcția de Asistență Socială și Protecția și Medicină Școlară. Deci toate instituțiile subordonate primăriei municipiului Focșani au trimis colegi care să participe la această acțiune, care astăzi a început, dar nu se va termina sigur astăzi. Și nu se va termina niciodată. Noi am vrea să se termine. Am vrea să se termine. Problema, de fapt, cauza principală a acestor depozitări excesive de gunoi în altă parte este descoperită acum de curând de noi, pentru că direcția, de fapt, Societatea Comercială Cup Salubritate, care este responsabilă cu curățenia în municipiul Focșani, nu are contract încheiat decât cu aproximativ 49.000 de locuitori, dintr-un total de 93.000 de locuitori, cât ne comunică Serviciul de Evidență a Persoanelor. Diferența de, să spunem, nu chiar 93.000, pentru că știm foarte bine, din cei 93.000, aproximativ 20.000 sunt plecați din localitate, ar trebui să plătească o taxă la primărie. Iată că dumnealor nu plătesc această taxă, nu au contract încheiat cu Societatea de Salubritate și în această situație ei caută diverse locuri în care să-și arunce, să arunce gunoaiele care le produc. Eu cred că asta ar trebui să fie o palmă pentru cei care își permit să, mă refer la proprietarii acestor terenuri, care își permit să lase în asemenea dezastru proprietatea lor până la urmă. Așa nu e nimeni obligat să vină să curețe gunoaiele celor care de fapt au aici proprietăți. Așa este și sper eu ca organele abilitate să ia toate măsurile astfel încât să îi conștientizeze că au și aceste obligații. Profesor, văd că și dumneavoastră sunteți aici împreună cu o parte dintre coriștii de la Pastorala. Da, și noi suntem aici pentru că, iată, am răspuns chemării primăriei, domnului primar Misăilă, și consider acțiunea asta foarte potrivită și foarte bună acum în prag de primăvară, pentru că peste tot trebuie să ieșim să facem în așa fel încât natura să rămână curată, să avem senzația că stăm într-un teritoriu cu oameni civilizați, cu oameni care știu ce înseamnă sănătatea naturii și a noastră. Sigur că lucrurile astea le vom continua și cu elevii de la școală. Avem zone repartizate de primarie. De exemplu, liceul pedagogic răspunde de părculețul acela de pe Gherghiasa de acolo. Da, da, așa. Da. Și mi se pare o acțiune foarte bună, mai ales pentru elevi să-i obișnuim, pentru că au niște obiceiuri destul de ne la locul lor, o parte din ei, așa, lasă peste tot resturi și, iată, contribuie fără să-și dea seama la urâțenia
spațiilor verzi. După părerea mea ar trebui, mă scuzați că v-am întrerupt, încă de la grădiniță copiii ar trebui duși și învățați așa, câte un pic, să știe. Dar se face lucrul ăsta, dar se prinde foarte greu, că e o leacă de muncă, o leacă de organizare și se prinde. Datoria noastră este să insistăm tot timpul pentru ca ei să fie formați în acest sens. De fapt, această formare trebuie să pornească și din familie, că în primul rând sunt familie. Obișnuiți să le dea mama totul, să le dea tata totul. Bine, eu încă am mai văzut, domnule profesor, La unii, nu putem generaliza. Am mai văzut persoane care aruncă punga cu gunoi de la etajul 3, de exemplu. Exact. Sau iată în iarna aceasta, eu am coborât în fața blocului meu, am dat zăpada la o parte, cu lopata, cu domnul dat dumneavoastră, dar eu, noi facem, cine să vină să ne dea zăpada de la scara blocului, să nu putem intra în bloc, să vină primăria, cine să vină, nu? Deci noi trebuie să ne gospodărim, să ne autogospodărim. Și acțiunea asta trebuie să fie de masă și să înțeleagă lumea odată că nu putem păstra ceva sănătos și la locul lui dacă nu contribuim. Trebuie să contribuim. Trebuie să contribuim să participăm. Este o acțiune educativă până la urmă. În Occident, să știți că se fac lucruri astea foarte des. Dar vezi în Occident, în Austria sau în Germania, vezi așa ceva vreodată? Un peisaj dezolant, este ceva ce nu se poate admite. Nu mai zicem de cei care merg la iarbă verde, în weekend. E ceva de groază, lasă în urmă tot. Nici nu-ți închipui, toate deșeurile, ca să le zic, dar nu-ți închipui că acolo au fost totuși niște oameni care să se relaxeze. Păi, dar ce lași în urmă, frate? Nu te uiți un pic? Nu știu de ce suntem așa de necivilizați. Nu știu, mi se pare și mie, după atâta vreme când se tot discută de... Și mai e ceva, mai e o problemă. Foarte mulți dintre oamenii care vin să se destindă, cum spuneți dumneavoastră, s-au mers în străinătate, au văzut le place, acolo le place, nu aruncă o țigară pe stradă. Nu, dar le și place ce aici, văd acolo. Vai, ce frumos, ce țară, ce... Și aici vin cu expresia românica noastră. Românica noastră depinde de noi să fie frumoasă sau dacă stăm la adăpost și în fața televizorului și nu acționăm și nu luăm nicio măsură, sigur că nu o să ne facă altcineva. Am aflat de la domnul Misăilă, de la domnul primar, că de fapt terenurile astea sunt proprietate privată și nu mi se pare firesc ca noi să venim să facem curat în curtea unuia care, mă rog, dispune de niște... Poate exemplul ăsta o să ne dea de gândit, mă gândesc. Trebuie dat un exemplu, trebuie luat o măsură. Uite, domnule, cam așa ar trebui să procedăm. Să vedem ce se întâmplă peste o perioadă, peste o săptămână, peste două, cum va fi aici. Vă mulțumim, domnule profesor. Cu multă plăcere și ne bucurăm că suntem la acțiuni din acestea împreună. Incorpore! Colege cu doamna, am fost colegă la cor ani de zile la pastorala, doamna este dirijoarea corului de la Liceul de Artă, corului de copii, doamna profesoară, Simona Safta. Simona, ce faci tu aici, dragă? Am venit să igienizăm zona aceasta din marginea orașului, să fie mai curat pentru copii, pentru cei care locuiesc aici. Ai venit cu plăcere, probabil. Cu mare plăcere și cu spor de muncă. Păi, după ce se face curat, sper că o să vii cu copiii să dai un concert aici, că e aer liber, e frumos. Dăm un concert și jucăm și un fotbal. Jucăm și un fotbal. Marlena, tu, dragă, de ce ai venit aici? Ca să ajut la curățenia orașului. Orașului. Și cum ți se pare această acțiune? O acțiune bună pentru tineret. Da? Deci așa, un fel de afront. Un afront pentru tineri. Și noi un exemplu pentru toți ceilalți care ne urmează. Păi eu vă doresc spor la treabă și domnului... Veniți încoace, șase saci? Șase saci de umplut și ne mai dă domnul de la primărie încă vreo șase. Da. Bun, așa, și păi o să faceți... Avem sectorul în partea aia, acolo Eugenia este în partea aia, uite, ne așteaptă acolo. Cine e Eugenia? O colegă de-a noastră, colega noastră de la cor. Păi vă doresc succes, doamnelor, domnule profesor. Haideți la treabă, că avem... La treabă, fetelor, la treabă.
Harni sunt vrâncenii noștri. Deja în câteva minute acești domni au umplut deja doi staci, cum vă numiți? Cârjou Sebastian, din cadrul poliției locale. De la Ocșani, poliția locală. La Asa Română. Foarte frumos, un exemplu foarte frumos, deși am spus la fiecare intervievat că nu era firesc ca noi să venim să strângem gunoaiele altora, celor care au proprietate aici, dar asta este, nu? Asta e treaba, trebuie să facem ceva pentru natură, în primul rând, pentru comunitate, în al doilea rând, suntem oameni, până la urmă, indiferent din ce categorie socială facem parte, indiferent din ce categorie facem parte, trebuie să ne respectăm și asta e o formă de, zic între ghilimele, nerespect din partea celor care, din partea celor care au aici proprietate și care acceptă ca să vină oamenii din Focșani, indiferent cine sunt aceștia, să le facă curățenie. Dumneavoastră, cum vă numiți? Simionescu, tot de la poliția locală. Deci toată poliția locală pot să circul cum vreau acum când plec, că nu e niciun polițist. Mai sunt. Eu vă doresc succes, domnilor, și este într-adevăr o activitate, să-i spun, așa un fel, repet, un fel de afront față de cei care nu respectă legile de bun simț până la urmă. Că asta e o lege a bunului simț, nu? Uite, alți domni tineri și harnici, cum vă numiți? Asanache Aurel Dragoș. De unde sunteți? De la Poliția Locală Focșani. Deci toate poliția dumneavoastră? Alexandru Popa, de la Primăria Focșani. De la primărie, deci toată primăria, toată poliția locală vine aici să le spuneam domnilor, care tot de la poliția locală sunt, că pot să circul acum cum vreau prin Focșani, că nu e nimeni pe stradă. Mai avem colegi care asigură permanența. Vă doresc spor la treabă, ce să vă spun? Foarte urât, foarte. Suntem în lumea a treia. Avem puțină conștiință pentru aerul care îl respirăm. Ce să le mai cerem, măsor, oameni? Cât să le fie rușine. Au și copii, nepoți, dar nu se gândesc la viitorul planetei, a locului în care trăiesc.